sunt Corina și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube / pagina de Facebook Corina's DIYs. Astăzi o să învățăm să facem o ghirlandă din aceste floricele. Dacă nu știți cum să le faceți, mergeți în videoul trecut care se numește cum să faci flori din hârtie de mătase. Florile arată ceva de genul acesta, numai că eu voi uni câte două și o să-mi iasă un pompom din acela. Și din acesta o să fac o ghirlandă foarte... De fapt o să fac mai multe ghirlande pe care o să le atașez de o bară pe care o am aici sus și o să curgă așa foarte frumos. Pentru acest proiect o să avem nevoie de floricele din astea, din hârtie de mătase. După cum am zis, mergeți în videoul trecut, acolo o să vedeți cum să le faceți. Ață, orice culoare vreți voi, ideal ar fi să fie mai multe, pentru că asta este subțire pe care o am eu, dar nu am găsit alta în casă, așa că o folosesc pe aceasta. Voi, dacă aveți una mai groasă, puteți să o folosiți, orice culoare doriți. Pistol de lipit cu silicon, foarfecă și cam atât. Să începem proiect! YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat!